Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o nouă propunere de exercițiu. Este vorba despre o problemă de geometrie de tip grilă. Să vedem care sunt cerințele, cum putem demonstra și ce uh, noțiuni teoretice stau la baza acestei demonstrații. În figura alăturată, BI și CI sunt bisectoarele unghiurilor ABC respectiv ACB ale triunghiului ABC. Dacă măsura unghiului B este de 100 de grade, atunci măsura unghiului A este D. În triunghiul format IBC, știm că acest unghi BIC are 100 de grade. Așadar, suma celorlalte două unghiuri, IBC plus ICB, este egal cu 180 de grade minus 100, care înseamnă 80 de grade. Dacă mulțim toată această relație cu 2, vom obține 2 mulțit cu suma celor două unghiuri IPC plus ICB este egal cu 2 mulțit cu 80. Și am mulțit și la stânga cu 2 și la dreapta cu 2. Orice, cu orice număr am multiplicat atât în stânga cât și în dreapta, Egalitatea rămâne adevărată. Desfacem paranteza și avem 2 înmulțit cu unghiuri IBC plus 2 înmulțit cu unghiuri ICB este egal cu 160, adică 2 ori 80. Dar 2 unghiuri IBC reprezintă chiar unghiul ABC, deoarece BI fiind bisectoarea unghiului ABC împarte cele două unghiuri ABI și BC în unghiuri congruente. Iar două unghiuri ICB formează unghiul ACB deoarece și CI este bisectoarea unghiului ACB. Unghiurile formate de această bisectoare ACI și ICB fiind congruente. Așadar, știm că unghiul ABC plus unghiul ACB are 180 de grade. În triunghiul ABC putem calcula măsura unghiului A prin diferență la fel de la suma tuturor unghiurilor care este de 180 de grade minus suma unghiurilor bazei triunghiurilor pe care am aflat 160 de grade. Astfel că obținem că unghiul A are 20 de grade. Verificăm răspunsurile. Bineînțeles, găsim punctul A corespunzător răspunsului găsit de noi, pe care de altfel l-am justificat. Atât a fost pentru acest video. Mulțumesc că ai urmărit până la final te rugăm să te abonezi la canal și să-ți activezi notificările pentru că mai avem multe probleme și exerciții uh, de rezolvat împreună care să te ajute să înveți mai ușor această materie. Până data viitoare, îți urez să ai spor la învățat! Pa, pa!